Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Boxul, doamnelor și domnilor, nu este un sport, este o artă. Este mai mult decât un sport, este o artă, așa spun unele voci. Ei, veți avea parte de artă la superlativ la începutul lunii septembrie, când în Constanța se reia centura de aur, după o pauză de mai mulți ani de zile. Despre acest eveniment extrem de important pentru sportul românesc, dar și pentru turism, aș îndrăzni să spun, pentru că vor veni foarte mulți oameni să se uite la această competiție, discutăm în emisiunea de astăzi. Nu trecem mai departe înainte de a vă prezenta invitații mei de astăzi. Domnul Leonard Doroftei, bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Președinte Federației Române de Box, campion mondial și așa mai departe. Nu mai intru în CV-ul dumneavoastră, nu avem timp, avem mult de discutat. Domnul Francis Vaștag, bună ziua, domnule Vaștag, ați revenit la noi, îmi pare bine, și domnul Vasile Câtea, pentru prima dată la noi, vicepreședinte Federației Române de Box, ca și domnul Vaștag, de altfel. Bun, ne-am adunat aici pentru a discuta despre centura de aur, eveniment care are loc între 4 și 8 septembrie, dacă înțeleg eu bine, la pavilionul expozițional din stațiunea Mamaia. Cum merg pregătirile? Prima întrebare. Cine se ocupă mai mult de pregătiri dintre dumneavoastră? Fiind o echipă, ne ocupăm fiecare de domeniul lui. Eu sunt practic împricinat cu, sau mă rog, însărcinat neoficial cu... Cu problema acestei centuri din partea federației, pentru că sunt practic în București mai tot timpul, în comparație cu Ferii, care este cel mai de departe, și Doru, care la fel, vine când e nevoie și vine totdeauna la federație când sunt lucrurile desemnate și de rezolvat anumite probleme. Cu centura de aur suntem în linie dreaptă. Deci lucrurile sunt așezate, fiecare problemă a fost analizată și predată unui responsabil. Ne aflăm astăzi, așa cum spuneam, în linie dreaptă. Nu cred că mai pot apărea modificări semnificative eventual, dar din punct de vedere al delegațiilor, confirmările sunt făcute și corespondența încheiată. Din punct de vedere al celor ce înseamnă organizarea, cazare, masă, transportul de la aeroport și toate lucrurile astea sunt închise. Mare lucru mai pe partea tehnică. Acum sunt lucruri care sunt în lăsăm de parte, le veți rezolva pe acestea. Tu și telespectatorii se vor întreba de ce Constanța? Nu? Ai pus să pui întrebarea asta. Sigur că da. Am mai multe întrebări de pus, am câteva surprize referitoare și la dumneavoastră. O să amintim așa într-o propoziție. Hai să luăm cu trecutul. Hai să vă reamintesc că ultimul meci al lui Francis Vaștag a fost făcut pentru Constanța. Ultimul meci, mă refer la boxul amator al lui Leonard Doroftei, a fost făcut pentru Constanța. Și de ce nu pentru amândoi? Acum n-ar fi un nou început cu centura de aur tot de la Constanța, să plece de la Constanța. O nouă epocă a centurii de aur. Nu era mai bine în București, de exemplu? Poate aveți vizibilitatea mai mare, poate veni mai multă lume. Avem norocul, nu am avut, când vorbim la trecut, avem norocul de a găsi la Constanța un primar așa cum este... Domnul Mazăr. Vă place de domnul Mazăr? Da? Și pentru dumneavoastră să avem și o surpriză la centura de aur, pe care pentru mulți unor o să le placă, mai mult ploieștenilor o să le placă această... Legat de continuitate, nu trebuie uitat că ultima ediție a centurii de aur, deci cea din 2008, a 37-a ediție, a fost tot la Constanța, după care această perioadă din 2008, practic, și până în 2013, anul în care ne regăsim, nu s-a mai ținut centura de aur. Din multiple motive, astăzi ne regăsim într-un moment fericit și dacă vorbim de renaștere, așa cum spunea Doru aici, cu o bornă zero de repornire a centurii de aur, care este turneul tradițional, turneul internațional cel mai important care se poate ține în boxul românesc și care s-a ținut în decursul anilor cu participarea multor mari glorii ale boxului mondial care au fost pe acest ring al centurii de aur, este un moment zero care cred că își pune bazele foarte bine și tot ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și cu sprijinul celor implicați, a organizatorilor la acest eveniment, eu cred că va fi un show și o competiție de mare calitate și de mare spectaculozitate. Apropo de competiție, domnule Vaștag, dintre echipele care vor veni, au confirmat și vor veni, sunt echipe valoroase, va fi un spectacol, sunt boxeri de valoare?
Eu zic că va fi un spectacol, cum spune și Vasile, tocmai din moment ce participă Rusia cu prima garnitură, Cuba cu prima garnitură și nu mai spun de celelalte state care vin, care sunt forțe în boxul mondial, fac o mică paranteză. Chiar dacă pentru noi va fi puțin mai greu, pentru boxerii noștri, este adevărat, dar tocmai n-am ținut cont de acest lucru. Am zis că după această pauză de 4 ediții, să spun mai, din 2008, să revinem în Cintura de Aur și să fie spectacol în sensul de a vedea iubitorii boxului și a sportului în general, de a vedea meciuri adevărate. Trebuie să ne gândim și la o variantă că este ultimul turneu de pregătire pentru toate echipele din lume, până la urmă, înaintea campionatului mondial din luna octombrie. Deci, din moment ce au venit la noi pe ultimele pregătiri, eu zic că boxerii vor fi într-o formă destul de bună. Și asta ne face să credem că suntem valoroși și putem avea o competiție de cel mai înalt nivel. Acum, făcând o paranteză, ca sportiv, nu m-aș fi bucurat foarte mult să mă bag cu rușii, cu cubanezii. Înainte de mondiale. Înainte de mondiale. Acum, ca președinte, să mă uit și ca toți cei care vor veni, ca telespectatorii sau spectatorii care vor veni să vadă, vom avea box de calitate. La cel mai înalt nivel. Vorbim de Rusia, vorbim de Cuba și... Înainte de a trece mai departe, credeți că era nevoie, lumea se uită la fotbal mult, de exemplu. Da, deși fotbalul are probleme. Era nevoie de astfel de competiție? Eu cred că cu tot ce se întâmplă acum în ultima perioadă în box, în AIBA, care au schimbat programul, care veți avea un box de mai mare calitate, mă refer la box de acum 30-40 de ani, când aveai, asta însemna și pentru mine însemna box, când doi chiar se bat, mai vezi un pic de sânge, un nas umflat, pentru că asta înseamnă boxul. Și boxul va crește în valoare. Veți avea la ce să vă uitați. Numai cum eram protejați cu cască, cu mănuși mari, ca un... Cu mașina de punctat. Mașina de punctaj, parcă te uitai la un joc video. Nu, acum vei vedea din nou gladiatori. Putem fi din nou numiți gladiatori. Pentru cei care sunt din garda veche și iubitorii, să-i spunem, boxului adevărat, care se apropia foarte mult de profesionismul de astăzi, Federația Internațională a făcut, nu că eforturi, multe modificări pentru a aduce cât mai aproape de profesionism boxul amator. Și astăzi, la Centura de Aur, se va arbitra pe buletine, se va arbitra în aceeași manieră ca la profesioniști, cu 3 arbitri, și se va puncta cum se punctează la profesioniști pe reprize cu 10-9. Deci e un sistem de punctaj pe care iubitorii boxului îl știu și care se practică în momentul de față în profesionism. Putem spune tuturor că după campionatul mondial... Se renunță la cască. Este ultima competiție, campionatul mondial din Kazahstan, la care se mai boxează cu cască la nivel de senior, pentru că trebuie să spunem aici. Doar seniori. La junior nu se va schimba nimic. Seniorii, juniorii, fetele, tineretul, încă nu. Dar nu cred că o să se renunțe. E vorba de protecție mai mare pentru a nu... Și cu această ocazie nu vom mai fi numiți amatori. Vom fi boxeri profesioniști, iar seniorii vor lupta fără maieu în competiții și fără cască. Da, în campionatul pe echipe există versiunea asta care există, funcționează deja. E un sistem mai complex, nu cred că nu despre asta vorbim în această emisiune, despre ce se va întâmpla și ce se întâmplă în boxul mondial amator, pentru că ele se concentrează foarte mult spre a le aduce cât mai aproape de profesionism. Da. Celor care vor să vadă box. Dar în momentul, eu cred că e important să vorbim despre Centura de Aur, să vorbim despre ceea ce se va întâmpla la Centura de Aur, de ceea ce le oferim deocamdată costănțenilor și românilor. Reușim, așa cum spunea și Feri aici, să aducem cele două forțe mondiale să le punem pe același ring, este vorba de Cuba și de Rusia. E adevărat că avem un semn de întrebare în legătură cu sportivii noștri, adică o mică îngrijorare, nu un semn de întrebare, cum se vor comporta și cât de departe vor ajunge, dar e un criteriu foarte clar pentru ceea ce înseamnă și pe ce ne putem baza să ducem la mondiale. Cine va face față aici și va câștiga cât mai multe meciuri, ca să nu spun turneu, clar că este o opțiune și pentru mondiale. Dacă nu pierde din primul tur, n-are rost să ne mai gândim să investim bani, că nu e deloc ieftin să-l ducem până în Kazahstan, să-l ținem aproape 3 săptămâni durează turneul acolo și să cheltuim bani doar pentru turism. Și e un examen foarte dur.
Mă uit pe lista câștigătorilor și văd mulți români în ultimii ani, de la Marian Simion la și așa mai departe. Sunt niște piante probabil că ne găsești și pe noi. Păi, am văzut, da, dar dacă vă uitați domnul, și mai aproape, deci mai aproape, domnul, deci dacă o să vă uitați 2008, 2007 deja se cam subțiase Ecuador, Rusia, rândurile celor care veneau de afară, echipelor tari, vorbim de Cuba și Rusia aici, se subțiase. Înainte de pauză, o întrebare. Există pugiliști români care au șanse reale să câștige centura? Da. Avem copii buni care sunt puși la muncă, sunt în pregătire și sperăm să treacă acest hop, deci să treacă emoțiile și să poată da tot ce e mai bun în competiție. Mă refer la centura de aur. Facem o scurtă pauză și revenim.